Ce mare lucru că Domnul a făcut pentru noi posibil să avem cele trei elemente, să fii răscumpărat prin credința în jertfa Lui, să nu mai ai o viață goală. Dragii mei tineri, că sunteți deja, intru în categoria celor de 40, mă apropiu. Nu știu cum să vă spun, să mă auziți. E așa o tragedie și o durere mare să vezi oamenii fără Hristos, chinuiți de cel rău. Să-i vezi încercând să-și împlinească poftele și rămânând an după an nesatisfăcuți, neîmpliniți. Să-i vezi oameni în vârstă care stau și macină în continuu în fața unui televizor și vorbesc cu televizorul și sunt nefericiți. Și au o viață goală, au o viață fără sens. Viața unui om care îl are pe Hristos e plină de bucurie. Viața unui om care îl are pe Hristos are o direcție, are o țintă, are o nădejde. Viața unui om care îl are pe Hristos e o viață din abundență. Și la asta vă chemăm pe voi, vă chemăm la Hristos. Ne chemăm, ne provocăm pe fiecare dintre noi să trăim din belșug cu Domnul nostru. Să nu trăim ca și nemulțumiții pe care îi vedem la știri în fiecare seară. Să trăim o viață a împlinirii și a bucuriei, pentru că Domnul ne-a pregătit un loc. Pentru că Domnul ne-a făcut izbăvirea și salvarea. Slăvit să-i fie numele! În seara asta, iubiții noștri musafiri, oameni care nu sunteți mântuiți, la asta vă chemăm. Dumnezeu să se îndure de voi. Vrem să vă spunem că cine îl are pe Iisus are o viață bogată, are o viață plină, are o viață mulțumită. Îmi povesteau niște prieteni de aici, din biserică de la noi, despre alți prieteni de-ai lor, care la un moment dat ziceau, ne învârtim în cele mai înalte cercuri din Cluj și stăm, avem prieteni, îi avem ca și prieteni pe cei mai bogați oameni din Cluj, dar trăim între niște oameni nefericiți. Oameni care se suspectează soțul cu soția, oameni care se uită la copiilor care se droghează, oameni care trăiesc o viață seacă. Vă chemăm la un Hristos care poate să dea sens, la Hristosul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Și în această seară, dacă este cineva aici care nu-i răscumpărat, care mai poartă povara păcatului său, care mai poartă mustrările de conștiință ale trecutului, Hristos le poate șterge. Dacă este cineva aici care nu e în relație cu Dumnezeu, Hristos îți poate da acea dimensiune nouă a relației cu El. Dacă este cineva aici care nu e sigur de cer, seara asta poate fi seara ta. Seara asta poate fi seara în care să găsești drumul. Dumnezeu să se îndure de tine. Amin.